Reprezentanții sindicatelor susțin că în acest moment un angajat din Apia Central câștigă cu 39% mai mult decât unul din teritoriu. Asta, deși ocupă aceeași funcție și îndeplinesc aceleași sarcini. Acest lucru nu se poate face decât cu trecerea noastră pe grila aparatului central. Deci în momentul în care o să ne treacă pe grila aparatului central, o să se rezolve această problemă. Am înțeles de la domnul ministru că se încearcă o mărire a procentului de la 25 la 35%, dar acela nu ne ajută. Și nu ni se pare normal ca în același timp salariile colegilor noștri din aparatul central, care depun aceleași eforturi ca și noi și fac aceeași muncă ca și noi, să aibă o creștere a tuturor salariilor, cu o medie de 200-300 de RON. Noi solicităm efectiv ca salariile să rămână la nivelul celor din plată în luna decembrie 2017. Oamenii susțin că pe lângă faptul că au salarii mai mici, din cauza faptului că sunt în deficit de personal, nici concediile nu și le-au luat. Aceștia lucrează și în weekenduri pentru a duce la bun sfârșit anumite campanii. La Apia Olt lucrează 123 de oameni, cu mai puțin comparativ cu 2012. Există și în momentul de față și concedii neluate în Apia Olt? Sigur că da. Asta vroiam să vă și spun, că la ora actuală avem foarte mulți salariați care au concedii neluate din 2014, 2015, 2016. Nu mai luăm în calcul orele suplimentare, pentru că la noi se lucrează la foc continuu. Îmi spune și mie în momentul de față ce salariu aveți? În momentul de față am un salariu net de 5200 de lei. Iar raportat la aceeași funcție un coleg de-al dumneavoastră din sistemul central, cam cât? În ianuarie vor avea în jur de 7000, iar acum au în jur de 6000 aproape. O parte dintre angajații nu și-au luat concediile, s-a încercat acordarea acestor concedii, pentru că este evident, oamenii au dreptul la concedii. Dacă nu ne mobilizăm toți angajații, nu reușim. Cu personalul pe care îl avem, este foarte greu să facem față, în condiții în care centrul Olt chiar este unul dintre primele județe și la număr de fermieri și la număr de hectare, și la număr de fermieri controlați pe teren. Angajații Apia sunt decis să continue protestele și mâine, iar săptămâna viitoare vor merge în fața Ministerului Agriculturii.